Doamnelor și domnilor, din studioul din Crângaș, vă prezentăm The Casual Friday Podcast cu Alin Florescu și tânărul Sergio. Podcastul ăsta e despre orice și podcastul ăsta are de toate. Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast. Sunt aici cu Dan Panait. Ce faci, Dan? Bine, Alin. Mulțumesc pentru invitație. Plăcere. O să te rog să vorbești puțin mai în microfon, că tu vorbești un pic mai încet decât mine și o să te auzi mai... Sau să încerc să vorbesc mai tare. Da, sau așa. Ce faci? Bine. Îți place în Crângaș? Da, n-am mai fost de mult pe aici. E departe. De tu unde stai? Mi se pare că e departe de orice. Mi se pare că e departe de toate locurile prin care merg eu frecvent. Stau în Titan. Și până mergi, de obicei? În centru. Din centru, stai puțin, Titan este mai departe de centru decât Crângaș. Cred că în linie dreaptă așa, dar în termeni psihologice foarte departe. cinci stații de metrou. Nu știu, am ieșit de la metrou acum și vedeam pe partea stângă ceva ce părea teren viran, probabil că nu este, probabil că e un teren unde se construiască un... Da, e ansamblu de locuințe foarte scump. E mai răsfirat pe aici, pe la noi prin Crângaș, avem case, avem locuri de parcare, terenuri. E frumos. Da, e frumos. Se auzeau câini lătrând din curți. Bine, acum frumos, nu e mult spus frumos, adică e diferit. Sunt mai multe etnii. Depinde cum ți-e norocul, știi? Da. Am văzut că aveți Lidl. Da, avem Lidl, avem Mega Non-Stop. Și Mega Non-Stop, da, Mega Non-Stop e mare lucru. Chiar da. Da. Și în Titan ai fost? Să știi că nu prea. Da, cum e în Titan? Am auzit, se face muzică acolo. Da, se face muzică. Nu știu, timpuri noi, ce formații mai sunt din Titan. Dar am văzut astăzi, nu știu dacă era pe bune știrea sau era o frântură de glumă pe care n-am prins-o, că Neamțu candidează la primăria sectorului 3. Neamțu e ăla, ăla de la PNL cu religia, nu? Nu știu dacă e la PNL sau la PMP. PMP cred că e. Da. Mă, Neamțu? Mă rog. Da, e la cu religia, că nu? Putem să căutăm, să verificăm, da, ca avem... să nu facem glume de o chestie fictivă. De asta avem pe tânărul Remus. Ia vezi, Mihai Neamțu. Parcă era totuși la PNL. Ce partid e Remus? E stagiar, nu-l plătesc. Ah, ok. Da, candidează la primăria sectorului 3? Stai, că l-ai luat tare pe tânărul Remus. Înainte l-aveam pe altul, dar a plecat. Starea populară, mă. A, deci la PMP, nu? Da. Astăzi împreună cu Mihai Neamțu de Ziua Culturii. Da, aia e, bun. Și candidează sau ce, face ceva? La primăria sectorului 3? Da. Ai, nu scrie chestia asta, nu? Pe Facebook la el nu cred că scrie. Nu o să aflăm niciodată. Ai. O să rămână un mister. Voi vorbiți acolo. Ăsta e sectorul... De când stai în București, apropo? De foarte mult timp, de... În 2003 am venit la facultate în București. Pentru sectorul 2 va candida Mihail Neamțu. În sectorul 2? Da. Okay. Eu încă nu știu cu sectoarele care pe unde sunt. Adică dacă mă întreb, dacă mă iei repede și mă întrebi unde, în ce sector e universitatea, ai că ok, universitatea știu că e sectorul 1. Dacă îmi zici Titan, de exemplu, habar n-am. Da, nu știu. E ciudat că București e un singur oraș, dar cumva pare că și orașe, mai multe orașe diferite, că poți să stai, nu știu, în Titan, da, să n-ai nicio treabă cu Rahova, de exemplu, da, sau cu drumul Taberei. Să n-ajungi niciodată. Nu știu dacă am fost în drumul Taberei în ultimii 5 ani. Da, nici nu am fost. Aveam un prieten acolo, dar nu îmi plăcea. Adică nu-mi plăcea să merg niciodată. Voiam să întreb o chestie, uite, am un prieten care e și el avocat și care și-a făcut acum un partid și probabil vrea să candideze la alegerile locale și are ideea asta năstrușnică de a elimina sectoarele sau cel puțin primarii de sector și administrația publică locală proprie fiecare sector. Cum se pare chestia asta? Nu știu. N-am nicio părere despre asta. Ok. Adică sunt sigur că dacă citești, dacă te interesezi
cu ce se ocupă fiecare primar la fiecare sector, la fiecare nivel de administrație, cred că poți face un calcul să-ți dai seama dacă e o risipă sau nu, dacă fac bine sau nu, dar așa, nu știu. E un fel de... E cumva, cred că sună puțin populist, știi că... pare că e ca aia cu numărul de parlamentari, că mai elimini niște oameni din conducere. De ce să ne conducă atât de mulți oameni? Unul și bun. Acum, ideea dar știi să fii un primar al României, peste toată România. Să fii și la Cluj, și la București, și la Vaslui. Chestia e că dacă o iei pur teoretic și asta, e mai ok să fie mai mulți parlamentari și asta. Dacă o iei practic și îți dai seama că, de fapt, niciunul dintre parlamentari în mod individual... nu are vreo părere, adică toți votează cu ce zice partidul, nu se năzărește vreodată unui parlamentar de la PSD să voteze el cumva împotriva partidului sau ceva de asta, nu se întâmplă niciodată. Deci, practic, reducerea numărului de parlamentari n-are cum să nu fie o soluție proastă per total. Aici cu primarii de sector, na, la fel, dacă e să o iei din punct de vedere teoretic, îți dai seama că e mai bine să aloci unui om un teritoriu mai mic care să... De care să ocupe, să fie responsabil. Da, exact. Să știe mai bine care-i treaba pe acolo, dar ajungi la rezultatul în care, cum ai zis tu, e București, dar de fapt sunt 6 orașe diferite și că ai peste tot altceva. Cred că dacă e să vorbesc despre o chestie pe care nu o cunosc, să vorbesc așa în orb, cred că problema este cu... felul în care sunt desenate sectoarele. Ok. Că, adică ca fiecare felii are de o pizza. Felie, da, dar fiecare are o bucată de centru, fiecare are o bucată de periferie. Da, 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 ai dreptate. Cred că aici e problema, că nu, nu știu, nu e centru al cuiva, de exemplu, într-un sector care se ocupe de centru. Da, da. Care ți se pare cel mai prost sector? Cred că e... Prima oară vreau să zic 4, dar pe urmă și 5 mi se pare așa. Și 6, cred că e bătaie mare. Cred că e bătaie mare. 1 și 3. Bă, da, mi se pare că tu ești, adică, ești biased către sectoarele alea în care stai tu. Da, da, cred că... Cred că da, nu. 3 că stau acolo și, nu știu, 1 că... Na, e, 1 e clar miezul. Nu poți zici că e sector nașpa. Na, 1 e miezul, clar, nu, da. No doubt about it. Dar eu cred că... bătaia se dă între 5 și 6 a fi cele mai proaste pentru că 4 magistral albastră și corporatiștii sunt super fierți pe ea. Ai dreptate. 5 e fucking drumul taberei, n-ai cum să dai. 6 e drumul taberei, cred. 5 e cu Rahova și Ferentari. Ah, ok, deci atunci 5, e clar 5. Da, 4 are și corporatiștii. Da, uite, dacă e să redesenăm acum București, dacă tot am deschis harta aia, uite, vezi ce mic e 2-ul și cât de departe e de la marginea sectorului 2 până la centură? Cred că acolo se poate face ceva. Da, și, păi, și cred acolo... Cred că Pipera ar trebui să... Am înțeles. Să mai... Comuna Pipera. Să mai cucerim niște teritorii. Da, da, să... Să anexăm. Oricum e ciudată situația, pentru că în momentul ăsta București este înconjurat de Ilfov, adică nu știu dacă Ilfov declară război Bucureștiului. Ne practic, flanchează da, peste tot, ne am circuit. Doar să există un pod aerian, știi, care să din Băneasa, că o topenie din Ilfov. Da, și Ilfovul are și foarte mulți funcționari publici pe salarii care gen... au tot interesul să lupte pentru o rânduire aia, da, da, că n-au unde să supraviețuiască altundeva și sunt foarte îndârjiți. Și... Da, și nu știu, adică nu mi-l imaginez pe Pandele de la voluntari renunțând atât de simplu la localitatea aia. Păi deocamdată o împarte cu nevasta, adică gen împarte dominația. Da, e așa o uniune personală ca la Cuza, știi? Cuza era domn și în Moldova și în Țara Românească, la fel și practic, familia lor e primar și în București și în voluntar da, și se unească. Copiii lor... Deci, deci dacă aș fi Firea, aș merge pe asta în următoarea campanie. Că băi, uite, atât timp cât sunt eu primar la București, facem o uniune personală cu voluntariu și facem un București mare. Dacă nu mai sunt eu primar... o să vină altcineva care o să rupă uniunea asta cu voluntariu. Și fii atent, în plus,
Gen, după ce nu o să mai poată firea și cu pandele, să fie copiilor care să se căsătorească între ei. Da, să nu piardă orașul. Să nu piardă orașul. Game of Thrones, da. Da. De... da, exact. Așa, domnule Dan, spuneți cu ce vă ocupați. Că, așa, în mare, să știe și oamenii care nu știu. Scriu umor în multe locuri. Sunt scenarist TV, jurnalist la Cazavenci și deocamdată atât. De ce nu spui că ești și doctor în filozofie? Pentru că nu e atât de relevant, cred. Adică atunci când am terminat doctoratul, cumva am și rup legătura cu această, cu acest domeniu. Păi și de ce l-ai făcut? M-a ajutat să înțeleg niște chestii. De fapt, n-am rup legătura, asta e puțin. Mint. Ștergeți. Nu, a fost o chestie foarte utilă. Cumva. Știu că pare paradoxal, dar filozofia e mai utilă decât pare. Am ajuns și eu la concluzia asta în ultima vreme. Dar întreb așa, ca să poți să citești filozofie și să te bucuri de ea și de avantajele pe care ți le oferă și de înțelegerea asupra lumii pe care ți-o oferă, trebuie să faci neapărat doctorat? Nu. Cred că nu trebuie nici să faci licență filozofie. Dar... te ajută, nu știu. Bă, cred că te ajută. Uite, eu n-am făcut decât licența și exista o perioadă în care citeam înainte să mă apuc de facultate. Știi, citeam filosofie și din momentul în care am terminat primul an, deja lucrurile aveau cu totul altfel. Cu totul altfel. Da, ideea e că pe lângă faptul că citești mai mult, că ești cumva constrâns de cursuri, de examene, e și chestia, ești în mijlocul unei comunități unde se discută despre da, asta. Da, despre asta e vorba. Cumva asta te ajută foarte mult. Iar doctoratul, nu știu, e... cred că marele avantaj al doctoratului în România este că cel puțin acum, de când e sistemul ăsta Bologna de 3 ani, nu e, de fapt, doctoratul de pe vremuri. E o chestie, e un, nu știu, disertație de master mai amplă. Nu e genul de cercetare de 7 ani, de 8 ani, care se încheie cu o lucrare de 500 de pagini. Sau... deci s-a diluat, practic. S-a diluat puțin, da. Atâta, deci s-a diluat atâta cât nici măcar nu mai menționezi detaliul ăsta. Am un doctorat în filozofie. M-a ajutat, dar nu știu. Nu mai activez niciun fel în domeniu. Nu zic că nu e o chestie importantă, numai că m-a ajutat într-un fel nu personal, că nu e vorba de o chestie personală. M-a ajutat într-un fel da, în sfera personală, să învăț să gândesc într-un anumit fel, să abordez problemele într-un anumit fel și nu, n-are relevanța aia socială a unei diplome în medicină sau în drept, da, care îți oferă o chestie, un fel de recunoaștere în fața celorlalți că cunoști domeniul ăla și că poți să profesezi în domeniul ăla. Ai îndrumat oamenii, adică copiii ăștia de 18 ani, care probabil sunt foarte puțini și ăștia care ascultă podcastul, să urmeze facultatea de filozofie? Dacă le place, da, nu știu. Dacă vor să gândească într-un anumit fel mai liber, mai să abordeze problemele în felul ăsta mai... nu știu. Dar nu crezi că trebuie să fii într-un fel? Da, mi se pare că trebuie să fii într-un fel și mulți, inclusiv mulți dintre cei care ajung la filozofie nu sunt făcuți pentru asta. Da, asta zic. Asta am observat și eu, adică dintre toți care eram un an, puteam să mă înțeleg cu, adică vorbeam aceeași limbă doar cu 3-4 maxim. Asta e faza, că mie cel puțin nu mi se pare o facultate pe care o să faci la 18 ani. Adică da, unii pot să o fac și o înțeleg și ajută și e ok, dar mi se pare că trebuie să fii un
pic mai copt la minte decât sunt în general copiii de 18 ani care termină la noi și liceu. Din contrivă, mi se pare că în adolescență apare chestia asta, atracția pentru filozofie, că în adolescență te atrag chestiile astea așa foarte gratuite, cu, mă rog, gratuite la prima vedere, despre viață, despre... Da. Că pe urmă, nu știu, la 25, 26, 30 de ani... La mine a fost fix invers. Adică eu... Nu știu, probabil că e și, a fost și problema că profesorii de la noi din Motru, ai auzit de Motru? Cine a auzit de Motru? Am înțeles, tu ești din ăla care a auzit de Motru. Nu, am auzit de Motru pentru așa, că ai fost și coleg cu Manțog, nu? Nu l-am prins pe Manțog. El a plecat la Kamikaze înainte să apară ca să veni și... Da. Nu, am avut colegi din Motru, culmea, la facultate. Pe cine? De fapt, stai, că tu ai terminat de mult. Da. Mă rog. Stai, despre ce vorbeam? Despre vârstă. Ziceam că pe mine, la mine cu filozofia a fost, a avut o reputație destul de proastă, un PR foarte slab, pentru că nu era nimeni în Motru sănătos la cap și care să predea filozofia într-un mod atractiv sau să o facă atractivă sau să ne... cum să zic, să ne facă să vrem să citim chestia aia sau din contră, mi se părea că dacă mă apuc să citesc chestiile alea, o iau razna, știi? Că și mult timp m-am gândit, ce? Te gândești ca să ce aia, cum ai filozofie? Nemurirea sufletului, știi? Aveam efectiv, chestia ce aia filozofie? Principala întrebare din filozofie. Da, mă rog, te eu duce nu... Te duce până la doctorat întrebarea asta, da, minim. Da. Da, deci nu știi cât, ce potențial avea întrebarea asta. Da. Și da, nu-i vedeam rostul, utilitatea practică și n-a fost nimeni în stare să mi-l explice, știi? Până da, am mai crescut, m-am mai maturizat și am început să o privesc altfel și acum gen, bă, da, ok, să zicem că e o chestie interesantă și merită să intri un pic în profunzime. Dar pentru, hai să nu zic the average guy care termină liceul, inclusiv pentru ăștia mai, așa mai, cum să zic, dezghețați sau, nu știu, anyway. Eu mai vreau să te întreb ceva apropo de filozofie. Crezi că te-a influențat, bine, te-a influențat sigur, dar cum te-a influențat filozofia în legătură cu felul în care practici umorul ăsta? Nu-mi dau seama dacă e vreo legătură. Nu crezi că e? Nu dau seama, nu știu, e posibil să fie. Dar felul în care m-a ajutat, apropo de umor, este că m-a pus să mă întreb ce e umorul, cum apare el, de unde vine, cum funcționează. Și asta cumva cred că m-a ajutat și în a scrie umor. Dar pe de altă parte m-a ajutat în a scrie texte jurnalistice sau mi se pare filozofice că... despre felul în care funcționează umorul și da, adică cred că nu mi-aș fi pus întrebările astea sau n-aș fi încercat să răspund în maniera asta dacă n-ar fi fost, nu știu, pregătirea filozofică sau... Pentru un tip care a făcut foarte multă filozofie și foarte mult umor, sper că faci foarte puține glume despre filozofie. Nu știu, posibil. Gen, am observat că... Se fumează la facultate. Da, e și chestia asta. Pauze de țigară. Da, sunt foarte fumate deja. Și deci, la propriu și la filozofie. Mi se pare că la gagicile pseudo-intelectuale din generația mea și un pic mai mici, rupi cu meme despre Heidegger. Da, bă, dar mie e scârbă să fac chestia asta. E ca și cum, nu știu, cum avea lui Schei gluma aia cu prietenul ăla care îl sună să-i spună o glumă, știi? Nu știu, da. Chiar e... Da, e ceva fals aici, ceva neautentic. Da, 100%. Dar și... oare putem noi ca oameni să nu folosim, dacă tot știm filozofie, să nu folosim ca să impresionăm femei? Adică este atât de imoral, atât de greșit, nu știu. Păi nu știu, cred că toate demersurile neautentice sunt cumva greșite. Și se vede, nu știu, se vede că o zici doar așa ca să
faci o glumiță, dar tu nu ești la fel de amuzat. Sau se nu știu. Vede, deci dacă, nu știu, face Remus chestia asta, văd eu, vezi tu, văd oamenii care au un ochi format și știu că fac și ei așa. Dar, cum să zic, nu știu, mi se pare că interlocutorii nu văd. Sau, ok, dacă văd, asta e, erai oricum prea deșteaptă să te combini cu mine. Gen, îmi pare rău. Dar așa, nu știu, mi se pare că nu... Deci mi se pare că nu e atât de rău să te dai un pic mai goangă decât ești în momentul în care vorbești cu femei. Da, nu știu, probabil. E chestia că, apropo de glumele filozofice... Mi se pare că oamenii nu-și imaginează că, nu știu, filozofii sau cei care știu filozofie și ar putea face glume pe tema asta, fac aceleași glume pe care le face toată lumea, nu știu, chestii foarte de autobază sau foarte, da, nu știu, adică astea cu Descartes, cu gândesc de ce exist, cu... Să așa de astea, de, nu știu dacă mai e site-ul la 9gag sau... Da, da, da. Da, nu știu, au ceva foarte fals și... Chestia e că cum funcționează astea și de ce au succes și de ce are și Rick and Morty succes și toate show-urile astea, The Big Bang Theory și astea, este că cumva au un umor care păcălește cititorul să creadă că dacă râde la gluma aia e automat și deștept. Da. Nu că, bă, nu sunt glume destul de ușoare, adică serios, trebuie să știi fizică cuantică ca să te uiți să înțelegi glumele din The Big Bang Theory. Chestia e că, ok, bă, pisica lui Schrödinger, da, dacă e să stai să analizezi teoria cum e ea de fapt și bă, ce vrea să demonstreze, ce explică, habar n-am. Știu că a pus unul la un moment dat o pisică într-o cutie și e dezbatere dacă e sau nu e pisica până deschis cutia. Gen, atâta lucru știe toată lumea, știi? Și dacă auzi, și dacă auzi o glumă despre pisica lui Schrödinger, automat te gândești, a, știu ce e asta, sunt deștept, știi? Da, și chestia asta, că cred că multă lume știe filozofie sau știință doar prin meme și glume, da, care exact, s-au avut exact, pe temele exact. Alea, știi? Și cumva au, sau politică, la fel și politică, acum, da. Și au senzația că cunosc foarte bine domeniul, că pot înțelege glumele și cumva s-ar putea să aibă dreptate. Adică nu știu dacă... Și un mod foarte bun de a înțelege un domeniu. Vezi niște glume făcute pe chestia, da, aia. Și după aia și pe urmă, te documentezi. De ce e amuzant asta? Și cauți. A, uite, pisica lui Schrödinger. Da. Și asta, și practic... E și moartă în același timp. Mi se pare că pe calea asta se formează, cum să zic, o mare parte din cunoașterea generației actuale. Dar problema e că foarte multă lume are impresia că știe sau impresia că are o cultură foarte vastă, având în vedere că înțelege toate referințele de pe Netflix și asta, dar e o chestie, na, absolut superficială, adică trebuie să-ți dai seama că e superficială, știi? Nu trebuie să pornești la drum cu ideea asta că, bă... Dar întrebarea este, e nevoie să fie mai mult decât superficială? Bă, nu e nevoie să fie, să fie nesuperficială în orice domeniu, dar na, acum sau trebuie să știi că e superficială și să nu te apuci să, nu știu, ai opinii puternice despre anumită chestie, știi? E că, uite, toată lumea are opinii puternice despre politică pentru că ți se prezintă alb și negru, știi? Și știi cum e, adică... Da. Măcar atâta lucru știi, să știi că albul e alb și negru. Da, albul e alb și negru e negru, dar acum... acum nu trebuie să ai opinii puternice despre dacă Ponta a fost sau nu a fost un premier bun, din moment ce, bă, tu știi de Ponta doar din meme, știi? Da, uite, s-ar putea ca în societatea de acum cam ăsta să fie nivelul de cunoaștere de care ai nevoie ca să fii un om care navighează ok prin societate și care trece drept inteligent, care înțelege lumea. De exemplu, mă tot gândeam la toate teoriile astea ale conspirației, cum că pământul e plat, cum că, nu știu, că asta cu vaccinurile nu, dar chestia cu pământul plat într-adevăr e o prăjeală totală. Dar dacă stai să te gândești, nu ai nevoie să crezi că pământul e rotund. Adică poți să funcționezi, da, ca un membru al societății. Atâta că ești marginalizat de oameni care... Adică dacă îți exprimi ideea asta, ești... Da, asta da. Dar pe de altă parte, nu știu dacă ai văzut documentarul de pe Netflix despre
Flat Earther. Și l-ați văzut? Nu l-am văzut. Și cumva, una dintre chestiile care rămâi de acolo este că mulți dintre Flat Earthers cred asta și pentru sentimentul de comunitate pe care îl au cu ceilalți care cred în conspirația asta. Adică ei sunt marginalizați în societate, se simt marginalizați și cumva în lumea aia Flat Earthers-ilor, în societatea aia celor care cred că Pământul e plat, și-au găsit o comunitate care le dă sens. Și cumva, na, asta anulează ce ziceai tu, că se simt Da, într-adevăr, într-adevăr. Da, bine. Da, stai puțin să duc ideea până la capăt. Așa. Ideea e că în societatea de acum, în lumea de acum, nici nu ai nevoie să ai cine știe ce cunoștințe. Ideea este să nu crezi chestii care, nu știu, te pot pune în pericol sau dacă crezi că nu există gravitație și te arunci de pe un bloc, dacă crezi că conspirație gravitația, da, s-ar putea să nu fie tocmai. Nu, dar ei zic că e magnetism. Dar cu ideea ceva. Că Pământul e plat, poți să trăiești fără să spui viața în pericol. Uite, eu niciodată, mă feresc oarecum să intru inclusiv în discuția Pământ plat, vaccinul pe asta. Pentru că dacă mă ia cineva repede la bani mărunți, păi ia, hai zi-mi de ce crezi tu că Pământul e rotund. Că pot să zic, bă, uite, na, așa cred niște oameni în care am eu încredere și majoritatea, a, păi nu, pe NASA, că uite, cum explici că nu știu ce. Și te pune într-o situație în care chiar, bă, habar n-am cum explic că dacă vezi corabia în larg, nu știu ce, curbură și deși e la nu știu câți kilometri depărtare, bla bla bla, tot îi se vede. Dar eu cred că dacă le dai argumentele alea care există și care se zice că sunt valide, ei nu o să le accepte. Evident că nu o să le accepte. Poziția de pe care pleacă, ei nu vor să te asculte pe tine, ei vor pur și simplu să te pună într-o stare în care să... Evident, dar este destul de posibil să știe mai multă informație despre ceea ce înseamnă, nu știu, măsurătorile astea fizica din spate. Adică un argument exact. Verosimil, care sună bine. Dar totul se bazează pe o foarte mare paranoia, știi, în genul ăsta de argumente. Deci, pentru că alea nu sunt fapte, sunt... trunchieri din diferite posibilități. Sunt trunchieri, asta e, dar faza e că, uite, când asculți o teorie din aia și n-ai o pregătire în spate, poate să treacă drept știință foarte ușor, pentru că nu vezi unde e trunchierea. Mai știi, uite, când eram mici am văzut pentru prima dată Zeitgeist. Da. O trisetă. Vezi Zeitgeist. Am avut impresia că l-am prins pe Dumnezeu de picior. Da, exact. Totul pare atât de bine explicat. Da, exact, se leagă toate alea. Băi, ești nebun, chiar așa e. Da, în schimb am văzut tot așa un document, cred că nu știu dacă tot Zeitgeist era, dar despre cum e implicat diavolul și iluminat în industria muzicală. Diavolul personal? Cred că da, adică na, că el a omorât pe Michael Jackson, că de fapt nu știu ce, și Rihanna avea o piramidă într-un clip și asta. Cu Illuminati. Da, și cu Illuminati și cu toate chestiile astea. Asta sună interesant. Și cum arată diavolul sau cum e diavolul? Cum se manifestă? Nu știu, frate, gen ne fură sufletele și ne conduce și chestii astea, știi, gen, o chestie. Și chiar și atunci am prins, bă. Mă lași, trecu cu astea. Adică, mi-l imaginez, nu știu, pe secretarul lui Michael Jackson, chemându-l la telefon. Domnul Michael Jackson, vă caută diavolul pe linia... Cred că are ceva cu discutat urgent. și intră diavolul în biroul lui Michael, sau nu știu, acasă la Michael Jackson, îmbrăcat la costum, dar cu picioare de la de cap și coane pe cap și tot, Michael, ce căcat. Da, cumva cred că la asta se reduc și teoriile conspirației. Sunt niște povești pe care ai vrea să le crezi. Pentru că, gândește, citești, nu știu, te uiți la Game of Thrones sau citești o carte care te prinde foarte tare. Cât citești cartea sau cât te uiți la serial, la film, tu cumva, pentru tine sunt reale chestiile alea de acolo. Suspens cumva disbelief-ul și crezi că sunt reale. Da, e cumva o convenție la un care te bagi. La un anumit nivel, știi? Și teoriile conspirației sunt cumva cu un fel de ficțiuni, dar la un nivel superior, mai spre realitate. Mi se pare foarte interesant ce primesc oamenii care cred în teoriile conspirației din punct de vedere psihologic. Gândește că e ca și cum toată lumea crede varianta mainstream, știi? Și tu, pentru că crezi în ceva în care crede puțină lume,
te simți cumva extraordinar de bine, știi? Da, e un special, da. Te simți foarte special și te simți superior. Superior, adică dau exemplu, zai ca zi, mă simțeam în clasa 5-a când l-am văzut, eram mamă, mă uitam așa, sunt atât de deștept. Mi-a dat seama de chestia asta, încât așa te simți tot. Și asta am văzut și în comentariile de pe YouTube la niște clipuri despre Flat Earth din România, că aparent există și în România. Da, da, eu sunt pe grup. I-am chemat la podcast. Pare așa, pe jumătate convins. Adică, dacă veneam cu 2-3 săptămâni mai târziu la podcast, te găseam. Dar stai mă, că noi, ce ai văzut corabie care se îndepărtează? Nu, dar serios, eu am încercat să văd dacă, bă, pot eu, cu mintea mea de acum, să demontez teoriile astea. Bă, gen, îi vezi pe oameni că sunt extraordinar de proști. Adică n-ai, ok, modul în care argumentează, în care vorbesc, în care asta, extraordinar de proști. Nicio. Dar pune niște întrebări acolo. Cum îți explici că nu știu ce? Și într-adevăr, chiar nu pot să-mi explic, dar nu asta. Asta nu înseamnă că dacă eu nu pot să-mi explic, așa altcineva e. Nu poate, da. Da, exact. Adică, dar zice multe despre genul ăsta de cunoaștere. Adică nu poți să privești chestia asta și să o ignori complet, știi? Pentru că, uite, poate să fie următoarea chestie de genul că... Adică, inițial se credea că e pământul plat și după a venit un tip și a zis că e rotund. De ce nu poate să fie plat de fapt, știi? Sau ca toate chestiile care schimbă schimbă răspunsul la o întrebare pe care nu și-o mai pune nimeni pentru că o considera 100% răspunsă și clar și nu știu ce. Da, 1 plus 1 egal 2, dar you know what I mean? Da. Eu sunt curios dacă oamenii ăștia care cred că pământul e plat împotriva oricărei dovești științifice, sunt curios dacă văd o pisică neagră, cred că au ghinion sau adică sunt supersticios, că cumva superstiția e un fel de teoria conspirației pe dos. În sensul că e o chestie pentru care nu e absolut nicio dovadă, dar conștiința comună crede că e adevărată, știi? Da, asta e chestia că dacă, asta cu superstițiile cred că e o chestie de genul că dacă repeți o chestie destul de des devine adevăr, știi? Că tot... Agente, ok, vezi o pisică neagră care staie calea, poate că nu aduce ghinion, dar tu dacă crezi în superstiția asta o să te gândești toată ziua că ai ghinion, o să... Nu neapărat, dar gen, e genul de adevăr. Cumva o să ți-l faci singur. E genul, și asta, adică e și efectul ăsta, dar e și faptul că crești de mic cu o chestie și nu pui la îndoială niciodată valoarea de adevăr a chestiei, pentru că ai auzit-o de atât de des încât e clar că așa se face. La fel, toate leacurile băbești, toate chestiile. Dar puțin, dar pe de altă parte, de la o vârstă încolo, încep să auzi tot mai des și că superstițiile sunt prostii și că nu trebuie să ții cont de ele. Că... Da, dar cumva ai crescut atât de mult cu chestia asta că nu ți-o mai poți scoate. Că dădeai și Manțog exemplul ăsta. Nu neapărat exemplul ăsta, dar o chestie similară cu spălatul duminica, știi? Crești toată viața cu chestia cu maică-ta care e disperată să nu spele duminica și orice s-ar întâmpla nu spală niciodată duminica, știi? Crești, îți dai seama că e o prostie absolută. Da, continui. Dar ai un pic de jenă, știi? Ai un pic de jenă. Da, un blocaj mental acolo care te face și nu spală duminica. Băi, dar apropo de superstiții, sunt interesante superstițiile oamenilor care joacă la casino, jocul de noroc. Pentru că adică am prieteni destul de mulți care sunt persoane raționale, ok, nu sunt flat-earthers, bă, da, când sunt în fața ruletei sau în fața aparatului, bă, se transformă într-un fel. Deci, pur și simplu, de la cele mai multe chestii, nu sta în felul ăla. Nu mi-a dat aici, trebuie să-mi... Deci au tot felul de pattern prin care justifică faptul că... Păi da, atunci când nu mai depinde de tine ce se întâmplă, când depinde, nu știu, de soartă, de noroc, de așa... Te agăți de orice, deși e irațional. Și la fel și cu, nu știu, suporterii, antrenorii de fotbal, înainte de un meci, au tot felul de superstiții, da. Jucătorii la fel, nu știu, să... Faza e că dacă ți ies, gândește-te la un luptător care e neînvins. Și are tot timpul ritualul ăla. Dacă nu-l lași să-și facă ritualul, s-a terminat.
Deși el e neînvins pentru că e foarte bun. Da, e foarte bun. Nu da. E neînvins că îți face trei cruci. Uite, și chestia asta nu funcționează în sens invers, pentru că mi-amintesc de Anghel Iordănescu, când pupa el calendarul ăla cu sfinții da, așa. Și pierdea de fiecare dată. Da. Ce? De ce adică, nu mai pup? E clar că eu, nu merge. Eu, dacă aș fost Dumnezeu, m-aș fi enervat pe chestia. Adică, bă, doar când ai nevoie. Nu, dar plus că e părea așa o chestie foarte frenetică, foarte scăpată de sub control. Da, nu? Fac orice, Doamne. Și că, bă, nu știu, par prea disperat. Da. Da. Voiam să zic că nu pare că brațele astea sunt de scriitor. Gen, ai așa un fel de aer de... Relu Oncescu din Umbre. Nu s-a mai spus? Nu. N-ai văzut Umbre? Șerban Pavlu. Da, da, da. Așa. Dar e prima oară când aud asta. Da? Da. Mi se pare că ești tipologia aia de băiat înalt, cu brațe mari, da. Barbă destul de serioasă. Dar cum e că nu mergi la sală? Nu mergi la sală? Nu merg la sală. Deci asta n-ai fost niciodată? De câteva ori. Am avut abonament la mult timp la Workless, dar mergeam doar la bazin. Mm. Și nu faci niciun sport? Nu. Înseamnă că ești unul dintre genetic freaks. Nu, fac flotări acasă sau chestii. Da, la modul serios sau? Nu știu, în ultima perioadă mai puțin serios, dar nu știu, de când aveam 14-15 ani, fac constant. Ah, înseamnă că da, nu e da. Tocmai dar de la natură sau, pe da. Care nu-l exploatezi. Da, nu știu, mi se pare prea să mergi la sală, mi se pare o chestie prea... Trebuie să te organizezi să mergi la sală. Păi, niciodată n-a reușit chestia asta. Nu trebuie să te organizezi pentru orice? Da. Adică... Cred că da, adică dacă vrei să organizezi alte chestii, să te organizezi pentru alte chestii în viața ta, e mai greu să incluzi și altele. Nu știu. Și care e chestia? Eu când fac mai multe chestii, adică faptul că știu că trebuie să merg la sală de X ori pe săptămână sau că trebuie să merg la sală azi sau mâine sau asta, mi-e mai ușor, adică mi-e mai ușor să termin alte chestii, știi? Îmi impun da. Automat un deadline, bă, trebuie să termin asta până la 6 ca să mă duc și la sală, știi? Și dacă nu m-aș duce, adică știi cum e, când faci mai multe chestii, când îți propui să faci mai multe chestii, chiar dacă faci mai puține, tot faci mai multe decât... Da, plus că e și chestia că dacă îți propui să faci niște chestii, chiar dacă îți mărunte și le faci, tot ai dopamina aia care îți dă satisfacție și cumva te face să continui. Da, da, da. Da, ai dreptate aici. Și tu scrii la deadline, presupun, toate chestiile pe care le scrii, nu? Unele da, da, da. În mare așa. Parte, da. Cam așa e chestia, că dacă lași chestiile așa în aer, nu le mai termini. Și le scrii pe ultima sută sau de obicei ții timp? Și. Depinde de starea de spirit și cât de productiv mă simt în perioada aia. Adică atunci când vreau să mă organizez, cum zici tu, le fac mai din timp, dar se întâmplă uneori, nu știu, dacă mai sunt plecat, dacă se le fac... Da, adică, nu știu, dacă, de exemplu, presupun că tu la joburile pe care le ai, n-ai un program, trebuie să fii de la 2 la 4 aici sau ceva. Asta e chestia, că în momentul în care n-ai un program, cred că e mai greu să te organizezi. Da, da, e foarte greu să te organizezi. Să te urnești. Și singura soluție este să-ți placă foarte mult chestia, să fii motivat tu și că altfel, nu știu, nu... Și, de exemplu, de multe ori când scriu așa, în perioade relativ scurte în care sunt foarte pasionat de o chestie și... Deci nu scrii constant, cum ai venit, nu scrii zilnic? Sau... Da, da. Nu scriu chiar zilnic. Și din ceea ce scrii, ce îți place să lucrezi cel mai mult? Cred că îmi plac scenariile. Uh-huh. Îmi place să scriu dialoguri. Uh-huh. Cred că de la asta. Nu neapărat natura scenariului, cât îmi place să scriu dialoguri. Mi se pare mai ușor de scris. Pentru că, nu știu, e și chestia asta cu conflictul. Când dau, parcă auzi așa în minte replicile, cred că cum se succed. E foarte...
cumva e o chestie care vine foarte natural. Da, mai natural decât să expui o chestie. Să... Și ce tip stai pentru scris dialoguri? Că eu sunt interesat de scris și probabil mai multă lume. Adică, ce tipsuri? Adică tu cum, când scrii un dialog, ai personajele înainte? Da, da. Ai situația sau cum? Nu, scriu un dialog și ți imaginezi personajele după. Cea mai importantă chestie este să te gândești care e... De fapt, cea mai importantă chestie este să fie clar ție ce vrea fiecare personaj dintr-o scenă și în același timp să fie clar și pentru cei care se uită ce vrea fiecare personaj, că altfel nu se înțelege discuția, nu se înțelege conflictul, nu se înțelege ce se întâmplă. Deci, practic, scrisul are cumva loc înainte să te apuci să scrii. Da, adică ăsta. Trebuie să te gândești ce, ce se întâmplă acolo. Eu, de exemplu, când scriam chestii, scuză-mă că te-am întrerupt, eu când scriam chestii era la fel, cum a zis și el, era mult mai ușor să scrii dialoguri, pentru că în momentul în care vrei să scrii altceva decât un dialog, trebuie să ai un pic de talent, știi? Trebuie să fii citit un pic înainte, dar așa conversații mi se pare că își poate imagina oricine. E aceeași diferență între a vorbi cu cineva și a expune tu o chestie timp de jumătate de oră, face o prezentare timp de jumătate de oră. E clar că pentru acea prezentare efortul tău e mult mai mare, o chestie mult mai dificilă, în timp ce a purtat dialog, e chestie pe care o faci, nu știu, de când ai început să vorbești și până acum. De atunci ai răspuns la chestii și pe urmă ai venit cu o replică, la ce ți-a zis celălalt. Plus că, în momentul în care nu ești foarte pregătit în ale scrisului și scrii un dialog, pare că nu tu ești prost, personajele sunt. Se întâmplă să râzi atunci când scrii un dialog, dacă ți se pare ceva funny, adică... Eu când am ca să scriu, râdeam ca prost, adică... Da, pentru că... La un moment dat m-am și oprit din cauza asta, știi? Mi se părea atât de prost. Da, ideea e că... Te surprinzi pe tine replicile care îți vin. Da. Citisem un interviu cu Nae Karanfil care spunea că atunci când lucra la scenariul de la Filantropica și ieșea câte o replică din aia care acum sunt super celebre, suna un prieten, știi, să le testeze, știi, uite ceea ce mi-a ieșit aici, știi? Da, și se întâmplă, am avut colegi așa care scriau și râdeau singuri. Îl întrebau, dar ce te gândești, mamă, rup cu asta. Și la început chicotea așa puțin și mă râdea tot mai tare. Bă, da, mi-amintesc. Adică în ultima vreme mi se pare că tu ești printre puțini oameni care mai postează glume pe Facebook și chestii mini, sketch-uri mini, inclusiv asta cu Seinfeld în România. Nu mi se pare ok că nu... a cam murit chestia asta cu scrisul de texte amuzante / glume pe Facebook. Adică înainte... Am murit? Nu știu. Înainte comedianții mai scriau, acum toată lumea, contentul pe YouTube sau dacă avem o glumă, nu o dăm decât pe scenă ca să nu... Că practic dacă o dai pe Facebook, renunți la ea. Distrugi materialul. Da. Ce urât. Dar nu știu, nu mi se pare asta. Mi se pare că în continuare... scrie foarte mult pe Facebook. Tu... Aproape că m-am săturat de chestia asta. Adică mereu când apare un subiect nou, nu știu, acum pe drum am intrat puțin pe Facebook și am văzut să făceam niște glume despre Irina Rimes, care a zis nu știu ce, a fost numită ambasador zilei de Constantin Mărcuș sau ceva, da. Și făceau toți glumițe pe seama ei, nu știu, adică mereu când apare chestia e că tu ești și în bula asta de oameni care cu asta se ocupă, și dar față de cum era înainte mi se pare că mult mai slab, adică deveni mai superficiali. Cred că se mută lumea de pe Facebook. Se mută pe YouTube, pe Instagram, nu știu. Da. Și pe Instagram chiar că nu poți să postezi glume. Da. Nu te lasă, trebuie să fie o poză. Dacă faci o glumă... Da, poți să pui în poză sau ceva. Mai sunt pagini de meme. Da. Faza e că trăim timpuri interesante. Că mi se pare că platforma Facebook a fost omorâtă de propriul ei succes. Pentru că a avut atât de mult succes, lumea a venit buluc pe ea, a început să pună poze, păreri, chestii astea și unele păreri au fost foarte controversate, au început să vină cu banurile și lumea e din ce în ce mai reticentă să spună chestii pe Facebook și
acum contentul de pe Facebook, mai ales ăsta care ți-e sugerat, e de obicei super neutru. Pisici, oameni care construiesc corturi și pescuiesc cu Mentos și normal, adică oameni... clipurile alea. Tot văd, nu știu, clipuri cu oameni care construiesc care... Pare conținut... așa că sunt făcute pentru oameni cu OCD ca să vadă cum se aliniază chestiile. E conținut neutru care poate să-l vadă și Remus de aici din Crângaș și unul din Taiwan și să zică super tare. Și te ține. Doar pur vizuală, Da, pur vizuală, fără niciun pic de controverse, fără niciun pic de... Toate au descriere amazing technology. Și ăștia, am observat că oamenii de vârsta mea sau că am tranziționat spre Instagram, copiii ăștia rup pe TikTok. Da. E YouTube-ul care, na, e pentru toată lumea, dar e conținut destul de diferit YouTube acolo. YouTube e cea mai mișto dintre chestiile astea. Mm-hmm. Da, pentru că... Și găsești orice acolo, de la entertainment până la cum să faci diverse chestii. Să până la clipurile astea de Facebook. Repare o chiuvetă, să... orice. Ai montat vreodată ceva de la IKEA? Da. Și cum e? Adică, să te întreb altfel, ai intrat vreodată pe YouTube să vezi cum să montezi o chestie de la IKEA? Nu, cred că nu era o chestie atât de dificil de montat. Deci? Era un dulap, să spun, nu știu, nu era... Când montezi o chestie de la IKEA, e una că ai cartea de instrucțiuni și o urmărești și ți iese până la urmă. Dar am demontat zilele astea un birou de la IKEA și când îl demontezi e clar că nu mai ai cartea aia. Și bă, frate, am văzut niște șuruburi pe care nu le nu mai credeai că mintea umană poate. Da, nu credeam. Eram ca bătrânia. Ei, dă-i drecu de suedez ce le dă în gând. Cum s-au gândit ei să le facă? Da, aveau niște mecanisme de prindere extraordinare și tot am încercat în toate felurile, îți dau cu ciocanul, cu clește, patent, piuliță, whatever. Eu care nu făcusem niciodată chestia aia în viața mea și mă rog, oricum nu n-am văzut în viața mea până atunci șuruburi de alea. Și am intrat pe YouTube și am văzut și erau clipuri cu sute de mii de views. Da. Și... mai poți să înveți, nu știu, să înveți orice de pe YouTube. Să... Da. Deci cred că nu o să mai avem nevoie de mecanici auto, de instalator, de nimic. Tot trebuie pe YouTube. Cum se... Da, ideea e să fii dispus. Cred că mașina de la zero pe YouTube. Da. Cred că sunt canale unde te învață să-ți faci un Renault, Skoda. Da, e vorba de cât de mult îți value your time. Cum valorifici. Nu valorifici. Cât de mult îți estimezi tu că costă timpul tău. Mm-hmm. Știi, despre asta e vorba. Că, sigur... Poți să îmi zugrăvesc singur casa și... na. Dar oare nu e mai ieftin pentru mine să angajez pe unul să facă chestia asta pentru mine? Și că despre asta e vorba în final. A, da, asta e clar. Dar apare și satisfacția asta, faptului că ai făcut ceva, că ai făcut de tine, că l-a zugrăvit, nu, că așa, nu știu. Da, chiar și la zugrăvit, adică vezi pereții aia în fiecare zi, ai chestia că bă, eu am făcut asta. Dar să repar o chestie anume în casă, vrei să repare acum, până vine instalatorul, până... Clar. Poți trebuie pe YouTube. Inclusiv când am demontat biroul ăsta, care vorba aia nu se compară cu faptul de a-l monta, dar demontatul, tot procesul ăsta, știi, că te pui în genunchi, în juri, că trebuie să te umilești în fața te biroului. Umilești, da. Stai în genunchi în fața lui, ți se vede. Ți se vede noada. Toată chestia asta și chiar vorbeam cu un tovarăș de-al meu, știi că când erai mic, mă rog, stăteai când te uitai la tactul cum făcea chestia aia, cum înjura, era și unchi tu pe acolo, nu știu ce, se chineau amândoi. Și te duceai și te băgai și tu în seamă și întrebai, merge, merge? Și zicea unul negreșit de fiecare dată, n-are încotro. Era un glumă, n-am de chini și da. Da, nu știu cum, uite, de exemplu, îți imaginezi lumea fără Google Maps și...
Waze, adică să, eu n-aș fi ajuns. Să mergi undeva cu mașina într-un oraș necunoscut, să nu știi. Eu nu știu cum făcea. Da, eu nu știu cum făcea oamenii. Întrebai pe... Eu cred că n-aș fi ajuns la niciun interviu din București. Dar cum reacționați când vă întreabă cineva pe stradă ca să când trebuie să ajungă la nu știu ce stradă? Da, scot map, să-ți dai seama. Adică și cineva care pare că are telefon din ăsta. Pare că are telefon. Bă, tu ai față de ai telefon. E telefon ca atunci când te întreabă cineva câte ceasul. Da. Câte telefon. E pe telefon mereu. E. Da. Mai întreabă cineva câte ceasul. Eu am... Boschetarii întreabă câte ceasul. Tot ca și cum au unde să se ducă. Au program. Da, chiar. Odată mă întreba, mă ascultam că știu. Nu. Cât e ceasul? Am muncit acolo. Da. Nu, asta trebuie ceva mai precis, de exemplu. Știți cumva ce au făcut acțiunile la Dow Jones astăzi? Nu am telefon ca să pot să verific. Da. Cum mai merge indicele astea? Cum mai merge indicele? Bitcoin. Ceva. De ce crezi, de ce ți se pare că... Bine, adică, scuze, e posibil să fii cineva care a ajuns boschetar pentru că ai investit în Bitcoin, deci nu. Păi, chiar asta fac și un exercițiu pe care îl fac deseori și nu dacă să mă simt prost sau nu. Când văd un boschetar, încerc să-i reconstruiesc povestea. Da. Întrebarea, care au fost deciziile? Care a fost cumul de decizii? Cum ajunge un om așa? Și, păi, de obicei lucrurile sunt mai triste și mai simple. Știu, adică normal. Sunt oameni care sunt prinși într-o... Nu pot... nu știu... Sunt din medii foarte sărace in the first place... La mulți e vorba de boală psihică, de alcoolism, de... Adică aici e eșecul statului care nu reușește să facă destul pentru ei. Câteodată, nu știu dacă sunt eu arogant sau nu, dar pot să-mi dau seama din atitudine care sunt aia care au devenit boschetari pentru că au luat decizii greșite, gen că... Gen care la... acum câțiva ani era middle class, cu mașină și job și... Nu știu... A rămas ceva din atitudinea acolo, dar e doar o intuiție, nu poți să zic bă, că dacă faci asta. Da, chiar sunt curios dacă, cât de multe sunt cazurile astea în care cineva efectiv a căzut așa eu, sub în... Eu vreau să știu care sunt aia care au căzut din cauza femeilor. Da. Băi, nu știu. Zi-mi, Dan, cum scrii tu chestiile astea cu Seinfeld în România? Pentru că și eu am scris glume și am scris more or less toată viața chestii amuzante, dar nu pot să zic că... Adică cum te-ai format tu, de exemplu, să scrii scenarii? Am citit despre tine că ai fost la un interviu sau poate ai dat un test pentru a scrie scenarii la TV și ai scris un episod din Seinfeld. Da, asta se întâmplă acum foarte mult timp, în 2007, cred. Mam, ok. Cum înveți să scrii scenarii? Sau... Cred că ăsta e răspunsul. Se întâmplă acum foarte mult timp și cumva ți-a foarte mult timp să scrii mai ok, să... Cred că asta e principalul sfat pentru oamenii care vor să scrie. Să scrie, să se apuce. Mult. Da, să apuce, da. Să scrie foarte mult, să exerseze. Asta e faza, că eu am încercat, adică ok, știu dacă văd un eveniment, știu cum să construiesc o glumă despre el, știi? Dar mi-era foarte greu că m-am gândit și eu. Când am văzut asta, pagina cu Seinfeld în România, mi s-a părut super tare. Și m-am gândit, băi, hai să mă apuc să scriu și eu o chestie. Și nu-mi venea deloc natural, știi? Nu puteam să fac o chestie. Deși, dacă te gândești așa, pare destul de simplu. Și na, păi, George e super zgârcit și nu știu ce, Jerry e așa... Kramer e absolut caricatură și bla bla bla. Pare super ușor, știi? Dar dacă n-ai exercițiu ăsta, e rocket science. Da, asta contează. Și să-ți placă, cred. Adică dacă nu-ți place, nici nu continui atât de mult, știi? Astfel încât să ajungi să scrii ok, să faci glume. Dar îți place chestia în sine sau îți place feedback-ul? Îți place să știi că râde lumea la chestiile tale? Cred că îmi place în primul rând să scriu umor. Adică asta e una dintre amintirile mele, nu neapărat cele mai vechi, dar țin minte că atunci când eram mic, nu știu, aveam 8, 9, 10 ani și
îmi plăcea să aud bancuri. Încercam să compun și eu bancuri. Sau, da. Evident, nu cred că mi-a ieșit niciunul. Sau. Dar mi se părea pare atât de simplu. Deci, evident că o luam total aiurea de la o premisă din care încercam să scot ceva în loc să plec de la poantă și să reverse engineer ca să se ajungă acolo. Dar, nu știu, mereu am avut chestia asta. A fost și mereu și consumator de umor întotdeauna. Eu, de exemplu, când mă uitam la, când citeam bancuri când eram mic, în cărți cu bancuri și astea, mi se părea că, frate, cine scrie chestiile astea? Sunt extraordinare, așa ceva nu poate fi făcut de o minte umană. Deci nu-mi imaginam că aș putea vreodată eu să fac chestia asta, știi, mi se părea atât de, nu știu, poantele parcă veneau de nicăieri, așa, era super, super ciudat. Dar în continuare a rămas misterul ăsta de unde veneau bancuri. Cred că sunt traduse multe. Da, sunt traduse, adaptate, dar cred că pur și simplu erau, nu știu, poante foarte rudimentare care erau pe urmă îmbunătățite cu povești mai ample, tot mai... Era o rafinare colectivă. Da. Adică tu auzeai o poantă într-o formă oarecum rudimentară, pe urmă mai adăugai și tu ceva până când se îmbunătățea bancul, devenea cumva o bijuterie care nu mai poate fi îmbunătățită deloc. E perfect. Dar cumva, la fel, acum nu mai există. Nu știu, nu mai apar bancuri noi, nu cred că mai... Cred că a murit genul ăsta. Adică acum umorul se manifestă altfel. În reciclare și preocupătoare la situație. Adică acum, nu știu, umorul de pe Facebook e total diferit de bancuri. Apar bancuri, eu mai văd bancuri, dar nu prea mai sunt consumate de generația noastră, știi? În principiu mai prin la bătrâni, știi, care sunt obișnuiți cu sistemul, cu genul ăsta de umor și nu știu... Să interpreteze o memă. Da, și asta e explicație, că bancul pare foarte, foarte artificial, adică e foarte complicată premiza, că cine e bulă? Da. De ce zici acum despre bulă? Da. Nu știu, eu râd la chestiile alea vintage, adică mi se pare așa o gură de aer proaspăt bancuri, dar nimeni nu le mai spune, adică nici noi între noi. Adică trebuie să avem o seară pe lună în care... ne întâlnim și să spunem bancurile alea. Da, cumva gluma din banc există în continuare, apar în continuare glume cum sunt alea din bancuri, dar mai apar sub forma unei povestioare cu bule, apar sub forma unui status pe Facebook pe care îl pune cineva și căruia dau share 2000 de oameni. Da. Sau. E o glumiță din asta. Da. Și acum să terminăm cu întrebarea aia clasic, cea mai proastă întrebare de la un interviu, când e interviu cuiva care se ocupă de o chestie. Unde te vezi peste 5 ani? Nu. Se poate, domne, trăi din scris în 2020? Da. Nu știu, depinde la ce scris te referi. Păi, nu știu, la scrisul adică, pe care îl practici tu, evident, când... ești în viață. Dar... Nu, de obicei când se pune întrebarea asta, se pune scriitorilor care scriu literatură. Și se referă la literatură din care nu se poate trăi. Da. Dar așa scris, nu știu, scris pentru publicații sau pentru emisiuni TV sau pentru seriale, normal că se poate trăi. Bine, atunci adică, la limită, na, și unul care e contabil sau adică o grămadă de profesii se bazează pe faptul că scriu ceva. A, bine, da. Și eu scriu ca avocat. Adică, da, exact, și tu scriu ca avocat. Și dar întrebarea cu se poate trăi din scris e legată de literatură unde răspunsul e clar. Nu, clar. Adică nu... Dar nu ți se pare cumva că se citește din, sau se consumă din ce în ce mai puțin conținut scris? Ba da, asta e clar. Deși nu știu, uite de exemplu, chestiile de pe Facebook care apar scrise pe Facebook, sunt au alt regim de consum decât chestiile de pe YouTube. Dacă vrei să pui un filmuleț pe YouTube și să aibă cât mai multe view-uri, bănuiesc, sper să nu greșesc, îl pui atunci când e lumea acasă. Da. Pe Facebook e invers. Când e lumea la birou. Când e lumea la birou sau în drum spre birou, pentru că sunt chestii
scrise, chestii scurte pe care le citești ori în drum spre birou, ori când ți-o pauză de cafea. Da, îți ia 5 secunde să citești un în timp ce un, nu știu, un vlog sau un podcast, îl pui când e omul acasă, care are nevoie de 50 de minute, de o oră, ca să urmărească până la capăt. Nu poți să-l pui când e la muncă. Da, pe de altă parte, una e să pui, adică uite, cum ar fi să facem, să publicăm noi pe Facebook transcriptul podcastului. Clar că nu le citi nimeni, știi? Da. Dar așa... Că dacă pui orice text de, nu știu, de 15 pagini pe Facebook, nu se citește. Poate să fie... adică poate să vindece cancerul. Da, nu citește texte lungi pe Facebook. Da. Cum ar fi să posteze cineva să posteze leacul cancerului pe Facebook? Gen, să nu creadă nimeni, să nu citească nimeni chestiile alea super științifice. Da, să fie acolo. Dar cred că... Cred că l-a postat cineva. Cred că l-a postat. Jur, dacă... Nu, cred că s-ar sesiza cineva, nu știu. Depinde cum îl prezinți, că așa că dacă îl pui fără să pretindă nimic, da. Păi nu, cred dar... Adică dacă are în titlu acolo, că are o prezentare, că vinde... Da, și ai 800 de prieteni care sunt toți din Oltenia. Niciunul e cercetător care să... care să-și dea seama. Bine, îți dă și am friend. Asta e culmea, știi, să fie unul care a descoperit leacul cancerului, dar nu cunoaște pe nimeni în medicină, n-a făcut școală, Doar... A văzut el niște clipuri pe YouTube și s-a prins de niște chestii. Era un tutorial cu cum să vindești cancerul. Nu, dar a legat el mai multe chestii despre cancer și s-a prins de o chestie, știi, și adică nimeni n-a văzut chestia pe care a văzut-o el. Și a scris despre asta pe Facebook și ce? Îți dai seama că nu... Bă, boss, lucrezi la BGS. De ce vrei tu să vindești cancerul? Sau, mă rog, chestii de asta. Da. Da. Scena, uite, asta e pentru următorul... Descoperă Kramer leacul cancerului din clipuri pe YouTube. Și nu crede nimeni. Și nu crede nimeni, da. Vezi, uite, acum dacă m-am gândit să fac scenarii și chestii, dacă te gândești destul, știi, vine până la urmă. Brainstorming, guys. Da. Bine, domnule, a fost Casual Friday Podcast. Sper că ți-a plăcut pe la noi. A plăcut. A fost fun. Tu ești poker face mereu, știi? Mi-a plăcut, a fost bun. Adică n-ai niciun fel de trebuie emoție. Să mă crezi pe cuvânt. Trebuie să te crezi pe cuvânt. E cumva, așa ai fost tot timpul sau e cumva un side effect al filozofiei? Nu știu. Păi nu știu când erai. Nu te mai cunoști cum erai înainte. Da, nu știu, poate un side effect al îmbătrânirii sau al vârstei. Nu mai... Sunt multe chestii care s-au întâmplat în doar filozofia și vârsta și... Am înțeles. Nu știu. Ar putea fi orice. Da, a fost Casual Friday Podcast. La revedere. Salut.